fost judecător CCR reacționez după avizul CSM. În cât timp trebuie să se pronune Iohannis în privina revocrii lui Covesi? Un fost judecător al Curții Constituționale susține că președintele Klaus Iohannis trebuie să se pronunce în 20 de zile în privința revocrii Laurei Codruca Kövesi. Potrivit lui Ton Grebl, solicitarea făcută de ministrul Justiției se înscrie în termenele pe care presubliniere dintele le are, de exemplu, pentru legile care sunt trimise spre promulgare de către Parlament. În ceea ce privește propunerea de revocare, în textul de lege nu este un termen anume prevăzut. Trebuie să fie cel prevăzut în doctrina CEDOI legislaia noastră, i-anume, un termen rezonabil, care poate fi asimilat cu cel de 20 de zile în care președintele se pronunță pe un proiect de lege. Cu atât mai mult, în 20 de zile are timp să analizeze niște abateri comise de un eval unei instituții, a declarat Ton Grebl, la Antena 3.